unde deja categoria făceam foarte greu, atunci eu slăbeam foarte mult la, făceam 81 la semigram, făcusem categoria asta din 98, din 97 până în 2003, 2002 și slăbeam foarte mult consist, n-am fost într-o formă bună atunci, Era și fizic datorită slăbeam foarte mult numărului de mult timp mare de și antrenamente și la competițiile care ai la o participat dură foarte mare a și a pus fost, amprenta exact. asupra Și condiției tale. după campionatul european am renunțat, am spus că numai categoria 81 nu mai pot să o fac. La 91 era prea mare diferența de kilograme, 81-91, Era deci cam 10 kilograme. da, ce se simțea. Și am reușit să, adică m-am hotărât să fac pasul la profesionist. Deci, iată încă o etapă Da. importantă în care ai părăsit forma sportivă și ai trecut Un alt. la o altă, sau să zicem, un alt gen de competiție, boxul Fără profesionist. cască și mai eu. Așa. Da. A fost o perioadă, am fost la pregătire, la teste, pot să spun, în Germania, la un club mare, de Bruxelles, acum Valuev, Arthur Abraham, am fost și coleg atunci, în perioada aia când am fost, am venit și el primul an atunci acolo, și la pregătire, chiar am fost un lucru serios, dar pot să spun din nefericire, s-a venit o ofertă din Canada în perioada respectivă și am plecat acolo. Deci după ce ai fost în Germania, Da. acolo ai reușit să boxezi în Deci am fost competiții decât la, sau... n-am urma să am primul meci, debutul la profesionist, dar s-a întâmplat conjunctura cu plecatul în Canada, au venit niște antrenori de acolo, eu am plecat cu un antrenor de aici, din țară, care am lucrat un an de zile cu el, dânsul m-a convins și zic, totuși, haideți să mergem Și ai așa. ajuns în Canada. Da, Ce m-am s-a sunat. întâmplat, da? 2003. 2003. 2003 a fost, în toamna 2003. Și ai luat contact cu ceea ce Cu, se cheamă boxul da, profesionist. boxul, Care au fost da. impresiile tale? A fost o experiență bună, pot să spun. E diferit, deci pot să fac comparația cu boxul amator și boxul În ce profesionist. sens diferit? Deci la boxul profesionist e show, e totul de show, de business, pot să spun. Sunt bani, deci acolo totul boxez pe bani. Antrenamentele sunt diferite, reprizele sunt mai multe, 3 minute la Adică următoarea să zice dată. că ieși cu mai mult Da, și se ia într-o și cu, formă mai da, și dinamică. fără cască, fără maieu. Așa. Deci e un pic mai dur, dar eu sunt în același timp și mai spectaculos decât box amator. Cât timp ai stat în Canada și... 3 ani de zile. 3 ani de zile am reușit să boxez 14 meciuri. Câte victorii ai avut din astea Da, 14? am avut 12 victorii și 2 am pierdut. Două Destul de meci. bine. Da, am avut un record bun. Am avut un record bun, dar din fericire am avut parte de un manager care nu a avut plăcerea să colaborăm, dar asta a fost situația și m-am renunțat. Am avut și problemele medicale din trecut, cu operația, și fiind și mai greu, am renunțat și am decis să vin acasă Așa. să încep o nouă meserie. Și de 2 ani de zile nu sunt în România, 2 ani. Deci, Claudiu, după ce ai experimentat atât și boxul amator cât cel profesionist și într-un fel firesc, după tot ne trage la un moment dat ața spre casă, Da. ai revenit la Sighetu Marmației și intenționezi să demarezi un proiect, să zicem un alt proiect, prin care vrei să revigorezi sau să readuci boxul sighetean, dacă nu la nivelul care a fost, cel puțin pe Da. aproape. Ce ți-ai propus tu să faci în noua ipostază? Să le spunem celor care vor privi acest material, tu acum ai desfășurat activitatea în cadrul clubului sportiv Ok. școlar, ca și antrenor al secției de box. Da. Și iată, o conjunctură, să zicem, fericită. De unde ai plecat, ai ajuns tot acolo, Da. dar în altă ipostază. Exact. Așa. Vorbește puțin despre acest proiect al tău. Ce intenționezi să faci? Da, a fost când m-am gândit foarte bine la pasul acesta, înainte să vin acasă.
mă gândeam, deci o nouă ipostază voi fi, deci acum nu mai sunt sportiv, sunt antrenor, trebuie să învăț un boxer, să inițiez un boxier. Și sunt mulți pași care trebuie să-i demarez ca să formez un boxier. Sunt multe lucruri de făcut. Și m-am decis să vin, mi-am luat responsabilitatea asta și am venit acasă. Da, din nefericire m-am întâmpinat multe dificultăți. Prima problemă a fost cu sala unde m-am antrenat și clubul, de fapt, unde am fost legitimat. Clădirea respectivă a fost donată, a fost luată. Aici aș face o paranteză. Sighetene, știu bine ce s-a întâmplat această prestigioasă instituție sportivă care de-a lungul anilor, nu doar la secția de box și celelalte discipline, a reușit să aducă mulți campioni și putem să recunoaștem mândrie că a fost un centru de formare, dar, din păcate, din raison de tată, adică interese care ne depășesc pe noi la nivel înalt, chiar nu pot să le înțeleg. Am reușit ca să atingem o performanță tristă încât sportivii să ajungă pe stradă, apelându-se la soluții. O paranteză, fiind un club unde nu se plătește. Deci copiii vin și fac, deci li se acordă personal atenție la copii și pregătire fără nicio tasă. Și aici aș marca situația este cu atât mai gravă, cu atât cât românilor noștri din Ucraina, din ce în ce li se taie din drepturi, este din ce în ce mai greu să fii român acolo. Noi, din păcate, ajunge minoritatea să aibă mai mare importanță. Acum să nu fim greșit înțeles, dar nimic cu ucrainenii sau ceva. Dar să considerăm măsura puțin exagerată. A fost prea drastă. Se putea găsi și altă soluție. Se putea găsi o soluție mult mai bună și pentru ei și pentru primul rând. Dar totul să fim optimist. Sperăm că se va găsi și... Sigur, și pentru sportul... Și pentru, nu numai pentru boxul sighetean, ci și pentru celelalte discipline. Exact. O soluție acceptabilă. Așa, depășim momentul ăsta cu sala, totuși continui să duci de mersul mai departe. Da, am început să formez o grupă de copii. A fost ceva nou la început. Am mers la școli să-i caut, să-i adun, că trebuia să-i atrag cumva în sală. Da, și am avut copii, pot să spun, destui de mulți, de care primul an care a fost, am reușit așa pe plan, pe nom, meserie pe care aveam, am reușit să fac niște rezultate pozitive pentru mine, pot să spun. Am fost cu doi copii la campionatul național, pregătiți de mine, formați de mine. Așa îi le dă numele la acești copii. A fost Ianuș Daniel, la 64 de kilograme, și Macioca Bogdan, la 75, ne-a reușit să iau două medalii de bronz la campionatul național. Băieții fiind foarte tineri, având 7 luni de box, dacă nu mă înșel, poate nici atâta. Deci, și am reușit să-i pun așa pe o linie, vis-a-vis de ceea ce vreau de la ei, la acest campionat. Și tot am reușit, a fost prima mea performanță ca antrenor, după câteva luni de zile de meseria în care... Ba, mai mult ai avut satisfacția să constați că copilașii vin de la distanțe fac mare eforturi să ajungă. Da, majoritatea copiilor care vin, boxul fiind un sport mai greu, dur, spus de mulți oameni din societate, dar nu vin copiii care sunt din familii cu situație materială bună, vin copiii care sunt din familii mai modeste, copiii care au ambiție și dorință de muncă, pot să spun. Și, cum spuneai și tu, vin mulți copii din satele din împrejurimea orașului. Vin cu, fac naveta, băieții, vin ceea ce pentru ei reprezintă un efort destul de mare, a plăti biletul doar pentru autobuz sau ocazie.